Evenimentul s-a petrecut miercuri seară în cartierul Orizont din Medgidia. Femeia mergea spre casă cu micuțul ei în vârstă de un an și jumătate aflat în cărucior. Din senin, un băiat s-a năpustit asupra ei, încercând să-i smulgă lănțișorul de aur de la gât. Femeia a avut suficientă prezență de spirit și nu s-a lăsat intimidată de îmbrâncelile minorului. S-a luptat cu el până când acesta a renunțat și s-a făcut nevăzut. Pentru că i-a reținut chipul, victima a mers imediat la poliție pentru a depune plângere. Lucrător al poliției judiciare a reușit să identifice pe minor în centrul orașului Medgidia. Acesta a recunoscut fapta, dar a spus că, mă rog, a făcut de foame, este un copil al străzii, fugit de acasă din luna aprilie. De către noi a fost luată măsura internării minorului într-un centru de ocrotire din municipiul Constanța. De ce ai furat? N-am avut bani de drum. Și crezi că asta e o soluție? Îmi pare rău. Părinții tăi unde sunt? La Cășimce. Nu ți-e frică că o să plătești pentru asta? Stai, ce vrei să... Îți pare rău de ce ai făcut? Da. Hai să mai faci de acum încolo? Nu, mai gata. În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că minorul este un copil al străzii venit din Cășimcea.